Știți ce ar trebui să facă sunetul ăsta de vioară? Să vă inspire, să încercați să fiți mai bun în domeniul de activitate, indiferent care ar fi acel domeniu de activitate. Sigur că nu toată lumea este talentată și nu toți vom avea voce sau nu vom cânta la un instrument foarte bine și poate nu vom deveni staruri internaționale, așa cum au făcut cei care au participat la Eurovision Song Contest pe parcursul anilor. Dar în schimb putem deveni buni în domeniul nostru și putem deveni buni la noi acasă. Tot ce trebuie să faceți pentru a deveni buni este să vă implicați, să vă doriți acest lucru și desigur să aveți urechi pentru a auzi și ochi pentru a vedea. Da, pentru că sunt alte persoane care ar putea să vă inspire și ar putea să vă ofere detalii și informații. În cazul muzeelor, probabil fiecare dintre noi a fost încă de la o vârstă fragedă la unul dintre muzeele din capitală și nu doar. Încă de atunci am mers, le-am vizitat, le cunoaștem, știm ce pot să ne ofere, pardon. Dar ar putea ele să vină cu ceva nou diferit și un know-how în care să zicem, uite că tehnologia a reușit în cele din urmă să se infiltreze și aici? Da, în cazul în care își doresc să facă acest lucru. Exact despre asta vom discuta, despre tehnologie, muzee și cum cele două pot fi combinate. În această dimineață, alături de mine este domnul Andrei Chistol, secretar de stat la Ministerul Culturii și vom discuta împreună despre programul muzeelor Viitorul, creează intersecția între artă și tehnologie în spațiul cultural. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața. Bună dimineața. Vorbeam înainte de a intra în acest dialog cu dumneavoastră în luna decembrie. A fost un proiect lansat care pe mine personal m-a surprins, dar sunt sigur că a fost gândit foarte mult timp, în care tehnologia era adusă mai aproape și este în continuare adusă mai aproape în muzee. Vreau să ne oferiți mai multe detalii despre acest proiect, după care, sigur, ulterior să continuăm discuția despre cum se aplică proiectul. Da, în luna decembrie, având în vedere că noi aveam un parteneriat stabilit cu colegii de la USAID Moldova, care implementează un program mai amplu legat de tehnologiile viitorului, de digitalizare în domeniul general, dar inclusiv și în domeniul culturii, și împreună cu ei dezvoltăm și programul național din Moldova Creativă, care este un program umbrelă pentru tot ceea ce se întâmplă în industriile creative și tot ceea ce se întâmplă în retehnologizarea, dacă vreți, a domeniului culturii. Ei, programul Muzeele Viitorul pe care l-am lansat anul trecut, de fapt a urmărit mai multe obiective, dacă pot să spun așa, pe lângă faptul că avem nevoie de noi tehnologii digitale în muzeele naționale, în modul cum ne prezentăm publicului atât din Republica Moldova cât și cel din afară, am dorit o sincronizare mai bună între artiștii care activează în domeniul industriilor creative, cei care activează în domeniul tehnologiilor digitale și muzeele naționale. De fapt, este un trio care trebuie să rezulte în anumite proiecte care să fie realizate la muzeele naționale. Deci, noi vedem că în ultimii ani serviciile creative, în special cele cu potențial de export, au o contribuție extraordinară la dezvoltarea economică în Republica Moldova, la oferirea tinerilor de la care finalizează, spre exemplu, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice sau Universitatea Tehnică, le oferă posibilitatea de a-și dezvolta o afacere aici, în Republica Moldova, și a oferi servicii creative inclusiv companiilor din străinătate. Aici, acest proiect pe care l-am gândit împreună cu colegii de la USAID din Moldova a fost anume de a combina aceste experiențe care le-am acumulat în ultimii 2-3 ani pe fundalul și tendinților care țin de digitalizarea și de dezvoltarea soluțiilor digitale pentru instituțiile publice. Respectiv acest proiect l-am lansat pentru a veni cu soluții și oferte, dacă vreți, creative, inovative, pe care să le ofere muzeele naționale. Noi avem muzee foarte extraordinare. Noi avem muzee care au un patrimoniu și colecții impresionante. Iată, prin diferite soluții digitale, prin diferite forme de realizare și de prezentare acestor conținuturi care sunt în muzeele naționale, noi putem fi mai aproape de tineri, noi putem fi mai aproape de tot cei care ne vizitează țara, pentru că toate se fac în comparație. Dacă putem merge în alte capitale, putem să vedem muzee care sunt tehnologizate, dacă doriți, și care oferă o gamă extraordinară de servicii și de
informații pentru toți cei care vin și vizitează aceste muzee. Deci noi încercăm să mișcăm lucrurile de la anumite obiecte statice spre anumite obiecte care pot fi prezentate în forme diferite. Și noi am în ultimele săptămâni am arătat exemple din diferite țări care au implementat aceste tehnologii digitale în muzeele, spre exemplu din Statele Unite sau din alte țări. De aceea tendința noastră este spre a îmbunătăți conținutul muzeilor naționale prin această frumoasă colaborare între sectorul creativ, sectorul digital și muzeele publice. Da, vreau să fim puțin mai palpabili, ceea ce ar însemna, pur teoretic acum, un exemplu, pentru că îmi dau seama că manevrele sunt foarte multe și fiecare ar putea face lucruri total diferite, dar ceea ce ar însemna că în muzeele de la noi din țară, foarte curând în cazul în care aplică la acest proiect și se pune deja în practică, am avea posibilitatea să nu mai trebuiască să folosim un ghid fizic, să avem acel ghid audio pe care putem să-l folosim, am putea avea anumite exponate palpabile sau care să ne ofere anumite istorii. Exact. Asta ar însemna, nu? Asta ar însemna. Deci, toți cei care vor aplica, vor veni cu soluții diferite pentru diferite, hai să zic, situații, pentru diferite proiecte, pentru diferite proiecții. Sunt muzee mici, spre exemplu, care pot demonstra prin anumite tehnologii, prin anumite relatări, fie că este pe o plasmă sau pe alte soluții, experiență sau acea experiență, spre exemplu, locală, care nu poate fi arătată prin obiecte sau prin anumite înscrisuri, sau experiențele la care v-ați referit, acele atingeri sau acele expuneri, acele relatări a obiectelor, exact, în diferite forme. Deci, paleta de, hai să zic, de activități, de conținut poate fi diferită. Spre exemplu, sunt acele transformări, dacă vreți, a celor, spre exemplu, animale, da, din diferite perioade. Deci sunt diferite soluții pe care pot fi, oferite de această combinație digitală. Sună foarte intrigant, pentru că aș vrea să văd cum pun în aplicare muzeele noastre această formă de digitalizare. Dar aici vreau să mai facem câteva referințe la proiect pentru a fi clar pentru cei de acasă, pentru că acum, în urma discuției, poate cineva să așteaptă ca muzeele în 6 luni sau într-un an de zile să arată total diferit. Ceea ce, bine, sperăm să se întâmple, dar de fapt este un proiect la care ele trebuie să aplice. Exact. Deci proiectul este lansat pentru muzeele naționale, pentru muzeele publice, pentru muzeele din private, spre exemplu. Acest proiect, de fapt, cum am spus, este la proiect, pot să depună muzeele împreună cu cei care lucrează în domeniul digital și în domeniul industriilor creative. Aplicațiile sunt până la sfârșitul lunii ianuarie, deci acum suntem în faza în care încurajăm muzeele naționale, încurajăm colegii care se ocupă de tehnologiile informaționale să depună aceste proiecte, ca deja pe parcursul lunii februarie să avem perioada de evaluare și respectiv de anunțarea câștigătorilor. Este, dacă doriți, mai mult decât o investiție în anumite elemente fizice. Este, de fapt, o investiție în a reconceptualiza viziunea despre muzeu. Pentru că în Republica Moldova încă avem tendința spre a avea ceva obiecte, știți, exact, pentru a fi expuse. Dar iată că muzeele moderne, muzeele, inclusiv cele din multe țări europene, oferă și soluții și experiențe digitale prin aceste proiecte sau proiecții care pot fi realizate în muzeele naționale. Nu trebuie să ai un muzeu extraordinar de mare. Grație tehnologiilor informaționale, acest conținut poate fi oferit și pe diferite suporturi audio, video și așa mai departe. Și arta s-a schimbat. Și arta sau experiențe imersive. Exact. Modul de prezentare diferă de la caz la caz. Avem muzee de istorie care prezintă diferite experiențe sau diferite părți ale istoriei din diferite perspective. De aceea noi încurajăm, dacă vreți, mai multă creativitate, mai multă inovație din partea aplicanților, fie că sunt muzeele naționale, fie că sunt muzeele locale, fie că sunt alți colegi din industria turismului sau din industria creativă sau din industria tehnologiilor informaționale, să dea frâul liber creativității și inclusiv să vadă, să urmărească pagina noastră de Facebook, pentru că noi de fapt dăm și anumite exemple de experiențe, cum am spus, din Statele Unite sau din alte țări europene, pentru a face mai bine și mai înțeles ce vrem noi să facem. Dar foarte important, pentru că dumneavoastră ați menționat, dar
apropo, turismul, dacă tot l-ați menționat, la fel va crește, pentru că în orice țară nouă merge, pe traseul turistic vom găsi și muzee, ceea ce se întâmplă și în Republica Moldova. Exact. Și ceea ce din nou ar putea să ajute, nu pot să nu mă gândesc la 2020, când, momentul în care a început pandemia, pentru că am văzut că majoritatea muzeelor din vest ofereau posibilitatea de a avea acea experiență online. Și era o posibilitate într-un format 3D pentru unele, pentru altele într-un format 5D, ce te ducea mai aproape de exponatele din muzeele lor. Este la fel, un pas pentru a face și acest lucru. Exact, exact. De fapt, acest proiect este și rezultatul pandemiei, în mare parte, pentru că în pandemie, chiar de la bun început, noi, atunci când în special erau sistate activitățile și a școlilor și a altor instituții publice, noi am venit cu acel conținut pe care îl avem la moment online. Ori acest conținut nu este atât de mult. Și în special dacă vorbim, spre exemplu, de anumite destinații concrete, orhiei vechi, cetățile în Soroca sau Tighina, noi nu aveam prezentări, spre exemplu, sau anumite vizualizări online ca copiii să poată să le vadă chiar de la ei acasă. De aceea, inclusiv și din această perspectivă, am venit cu acest proiect pentru ca să ajutăm la creșterea conținutului digital care este la muzeele naționale. Paralel, noi și prin alte proiecte, de fapt, susținem și crearea de platforme online pentru a fi prezentate obiectele, spre exemplu, din muzee, pentru că este o tendință și, din păcate, pandemia ne-a arătat că noi avem foarte puțin conținut care îl putem oferi online. De aceea lucrăm și pe domeniul muzeilor paralel cu acest proiect, dar și pe domeniul bibliotecilor, pentru că și bibliotecile au fonduri de carte rară, spre exemplu, care este cumva solicitată și de către studenți și de către profesori. De aceea, și din perspectiva pandemiei și a rezultatelor pandemiei, am venit cu aceste proiecte ca să facem instituțiile muzeale mult mai prezente. Ori și din perspectiva turismului, pentru că ați menționat de turism, avem foarte mulți turiști care vin în Republica Moldova, sunt impresionați de colecțiile muzeilor naționale, dar în același timp îmbogățirea ofertei muzeilor naționale pentru turiștii străini este un lucru foarte bun. Și aceasta, de fapt, crește și fluxul și interesul turiștilor pentru a vizita cele muzee naționale sau cele destinații turistice. Foarte important, încă o dată să reiterăm pentru cei de acasă, până în data de 1 februarie, pe 31 ianuarie, au posibilitatea să se înscrie în cadrul proiectului. La final de lună februarie se vor anunța câștigătorii. Au un termen de aplicare ulterior a banilor pe care îi primesc? Bine, este o perioadă de până la jumătate de an, dar sigur că noi vom fi alături de fiecare, toți cei care vor aplica, pentru că și noi ne dorim să avem soluții creative, soluții mai interactive și mai dinamice, și prin proiectul pe care îl implementăm împreună cu colegii de la USAID Moldova, de fapt asta și ne dorim. Vom ajuta colegii, toți cei care vor aplica la acest proiect, în a-și dezvolta ideile mult, mult mai departe, pentru că, cum spuneam, noi vrem să facem sincronizare între industriile creative și tehnologiile informaționale și între muzeele naționale. Ori implementarea tehnologiilor digitale este, de fapt, ziua de mâine. Și de aceea, cât mai mult conținut digital vom avea, cât mai multă prezență și interes față de Republica Moldova vom avea. Foarte important să creăm un precedent, pentru că ulterior multe alte muzee, sau poate multe alte instituții, indiferent dacă vorbim de publice sau private, vor dori digitalizarea a ceea ce fac ei. Vă mulțumesc mult că ați venit în această dimineață. Vă dorim mult succes. Deja am văzut agenda Ministerului Culturii pentru 2023, una foarte amplă, multă baftă, și îmi dau seama că pe acea agenda vor mai apărea și alte lucruri pe parcursul anului. Sigur, vom îmbogăți și cu alte proiecte mult mai interesante și pentru biblioteci și pentru case de cultură vom avea proiecte. O zi frumoasă să aveți. Vă mulțumesc mult. Reamintesc pentru cei de acasă, în această dimineață alături de mine a fost domnul Andrei Chistol, secretar de stat la Ministerul Culturii.